Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au avut o întâlnire de lucru cu angajatori din domeniul construcțiilor din județ. Cei de la ITM le-au prezentat acestora situația accidentelor de muncă înregistrate pe plan local, dar și în țară, constatându-se că, îmbucurător, în domeniul construcțiilor la nivelul județului Hunedoara nu au fost astfel de incidente. În privința accidentelor mortale, s-au înregistrat în primul trimestru din acest an un singur astfel de tragic eveniment la termocentrala Paroșeni, cazul fiind în cercetare. Am făcut o sesiune de informare la sediul ITM, în care au participat peste 25 de angajatori. Am expus nivelul accidentelor de muncă la nivelul județului Hunedoara, precum și frecvența acestora la nivel național. În ceea ce privește incidentul de pe Jiu, deși s-a produs în Gorj, inspectorii de muncă hunedoreni participă la cercetări, conform legii, întrucât la fața locului au participat la intervenție mai multe structuri specializate din județul nostru, unele fiind chiar primele prezente la operațiunile de salvare.